Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi avem un empties de produse casnice și am aici un sac cu produse. Arată cam așa, nu știu dacă se vede tot în cadru. Am tot strâns produse pe parcursul a unei luni, cred că, de zile. Dar fără alte introduceri, hai să vedem ce am strâns. Vreau să vă spun de la început, de fapt o să existe o introducere. Toate produsele astea cosmetice și casnice, toate ambalajele de la produsele astea, le duc la Kaufland, la broscuță și luăm vouchere la, cu reducere la produsele care sunt în luna respectivă. Am luat deja două cu câteva din produsele cosmetice pe care le-ați văzut în videoclipul mai din urmă. Și o să le duc și pe astea și probabil o să mai țin și pentru luna decembrie și o să luăm cu reducere. Dar dacă vă interesează, o să fac un videoclip separat pe canalul de TikTok sau pe contul de TikTok, pentru că acolo fac videoclipurile de genul acesta informative, scurte. Și acum, fără alte introduceri, hai să vedem ce am adunat aici. Și am așa, produs pentru vasul de WC de la AS Ultra Power Gel. Așa a arătat. A avut 750 ml, produsele astea pentru vasul de WC, cel puțin de la AS și de la W5, sunt cele pe care le folosim în mod general și o să le, adică le-ați tot văzut în empties-uri și pot să spun că sunt preferate în această categorie. Na. Mai departe am un Domestos. Este clasicul Domestos, din nou 750 ml. Prea multe despre produsele astea casnice nu am ce să vă spun. În principal, atâta timp cât le tot vedeți că se repetă, e clar că sunt cele pe care le folosim în continuu și cele pe care le folosim în mod general. Ce vedeți că nu se repetă este clar că ori prețul este unul mai mare decât al altora din aceeași categorie, ori, de cele mai multe ori, dacă nu-l mai achiziționăm, înseamnă că nu a fost bun în respectivul, sau nu a fost bun respectivul produs. Mai departe am la un litru de la Cif un produs pentru curățarea pardoselilor. Produsele astea pentru pardoseli sunt în număr nelimitat în empties-ul ăsta. Mai departe am de la Ajax la 1,3 L, tot așa un produs pentru curățarea pardoselilor și o să vedeți că mai am câteva. Dar până atunci hai să vă dau detergentul. Am terminat o sticlă de Maxi Trat la, pentru 100 de spălări la 5 litri. Sticlele de genul ăsta le folosim, sau detergentul de genul ăsta, știți că îl folosim la produsele astea, la hainele astea care nu necesită o curățare așa sporită sau, da, nu știu exact cum să vă spun. Mai am un recipient identic, doar că ăsta este pentru rufele albe. Pot să zic că curăță, în principal spăl preșurile, ducurile pisicilor, gen cele pe care le folosesc pe unde dorm ei, cârpele, încălțările, le curăț cu detergenți ăștia și, nu știu, păturile care, în fine, sunt destul de multe lucruri care nu necesită o curățare sau, nu știu, nu neapărat curățare, o atenție sporită. Mai departe am un balsam de la Lenor, la 1,5 L. Miroase bine, nu pot să spun, îmi plac toate de la Lenor, doar că varianta aia clasică este preferată și vă și arăt imediat. Asta este cel pentru 63 de spălări, asta a fost la 1,9 L, aproape 2 litri a avut și miroase demențial și pe lângă faptul că miroase el foarte, foarte bine și dă senzația aia de curat, se și păstrează foarte mult timp pe haine. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Cred că sunt toate. De AS. AS Colors. Am 3 sticle de astea mici la 1 litru și am și o sticlă de asta mare la 3 litri. Deci 6 litri de AS în ultima perioadă au fost epuizați. În momentul în care schimbăm lenjeriile, spălăm geci și încălțări, folosim mai mult AS decât
de obicei și se vede asta. Continui cu detergentul. Și am două sticle de Omo. Unul este cu parfum de cocolino și unul este curățare activă. Sunt practic identice, au avut 2 litri fiecare. Și pot să vă spun că varianta asta de Omo este, sau varianta asta de detergent de la Omo, este una foarte viscoasă și puteți să testați chestia asta și în magazine, pur și simplu întoarceți recipientul cu capul în jos și vedeți cam, și apoi înapoi, în picioare și vedeți cam cât de repede se scurge produsul din capac. Așa vă dați seama cam cât, cât este el de viscos și cantitatea cumva în momentul în care o puneți în, la spălat, la o tură de spălat, este în funcție de cât de viscos este. Mai am două sticle de balsam, de fapt detergent și balsam, Renew and Blossom de la Pervol, la 1 litru 800. Ăsta miroase foarte, foarte bine, îmi place maxim varianta asta de la Pervol, mi se pare genială. Pe lângă faptul că miroase foarte, foarte bine, chiar are grijă de hainele pretențioase, ca să zic așa, și mai am și un balsam tot de la Lenor, la 1 litru 700. La fel, miroase bine, dar îmi place mai mult varianta cealaltă, cea clasică. Mai am un produs pentru curățarea hainelor de la Formil Color, la 1,5 litri. Așa a arătat. E un detergent care... La fel ca, la fel ca cele la 5 litri, spălăm hainele care nu sunt pretențioase, după cum v-am zis. Ok. Mai departe am două fâsfâsuri. Da, astea sunt singurele două fâsfâsuri. Unul este pentru curățarea aragazului, în fine, e un degresant și celălalt este un, de la Chantecler, un anticalcar. Așa arată ele. Ăsta are 750 ml, iar ăsta are 725 ml. Ăsta de la Chantecler îl vedeți mereu, ăsta de la W5 l-a luat mama. De obicei, este de la W5, au un preț mult mai mic decât cele care sunt din aceeași categorie de produse de la firme mai cunoscute. Ăsta de la Chantecler este preferatul ei și îl cumpără de fiecare dată când are ocazia. Apoi, tot la W5 mai am două produse. Da, astea le mai am. Am un cleaner, este un produs de genul Chief, la 750 ml. Curăță totul. De la calcar la, nu știu, murdărie și tot felul de chestii de genul ăsta. Pe chiuvetă, aragaz și... De exemplu, faianță, curăță chiar foarte bine. Și mai am un produs pentru vasul de WC de la W5, la 1 litru. Așa a arătat. Ăsta este unul din produsele cele mai bune pe care le testăm pentru vasul de WC. Ăsta și AS. Și v-am zis, curăță foarte, foarte bine. Iar prețul este unul foarte mic, cel puțin la ăsta la W5. Cel de la AS îl urmărim în ofertă. Mai am o variantă de... produs pentru curățarea pardoselilor la 1 litru de la Chief, la fel cum l-ați văzut pe ăla la început, numai că este albastru. Și mai am și un săpun de mâini de la Avias, este un săpun cu miere, miroase bine, curăță ok, variantele astea de 1 litru sunt preferatele noastre pentru că sunt ok și calitate, adică raportul ăsta calitate-preț este unul foarte bun. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like, comentarii și subscribe dacă ăsta este primul videoclip pe care îl vedeți de pe acest canal. Nu uitați să mă urmăriți pe celelalte rețele de socializare, le aveți în descriere. Până data viitoare, eu am fost Andreea și v-am pupat!